Păi nu v-am zis, mă, că-mi cumpăr și BMW. Bine, m-am găsit aici la un nou car vlog super amuzant într-un BMW, pentru că m-am ajuns. Sunt alături de prietenii miei. Mă rog, prietenul meu care apare, salut Dănuț. Salut. Suntem în... Nu, 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 nu. Fii atent. Nu știu să Ia puneți pe Dumnezeu, ce nu am că eu Ia. sunt la țară. Așteaptă. Acum apeși, să strig martoria apeși și nu ți-a apăsat. O, super pornire de motor 2000 diesel. Tractor. 700 de cai. Și au câți cai are? 700. Suntem aici în mașina lui Dănuț. În carte are 163, dar... Aia e așa. Aia. Suntem în mașina lui Danut, stai să-mi pun și aici. Nu știu câți dintre voi știți. Ce centura? Dar dacă te să împiși cordiți, ce faci, mă? Dacă te să împiși cordiți, sigur îl știți pe Danut, o să aveți canalul în descriere și al copilotului meu care este în spate. Bă, mulțumesc frumos, subscribe me. Subscribe me, așa. Te rugăm să spui câteva detalii despre această mașină. Știu că este un BMW puternic în primul rând. Detalii? Da, dacă tehnice. Nu, neapărat detalii, așa ce cam. Detalii, că mașina o am de o lună. Și te-ai acomodat cu ea, e ce trebuie să faci. Nu pot spune că de la Logan la... Aaa, ai plecat de la... Te-ai ajuns, fătute în gură. Te-ai ajuns. Păi e diferent. Da, m-am acomodat cu ea repede, da. Nu, că lumea a zis că apreciază să fii natural, așa că acum o să fim naturali. Te-ai ajuns, da. Dănuț, gata, ai plecat, ai plecat de la Logan, acum ajungi la BMW, te-ai ajuns. Când aveai Logan, ridicai Loganul slăvi, acum ai recomandat BMW-ul, nu? Dar ce mă, se pare că nu am arătat cu Loganul sau ce? Ba da. Păi și atunci? Doar că n-am filmat decât un episod. Păi că de ce, că n-aveai cameră? Da. Suntem aici pe strada Taylor, în acest oraș foarte frumos, o să facem, te rog, Dănuț, spune-ne un top speed, un consum, deja văd că este de 8%, probabil conduceți foarte brutal acest motorizat. 8% pe drum lung, pe oraș 20. Mamă, pe la 700 cai cred și eu. Da, e 8, na, mamă. Pe oraș. Mamă, mâncați-o, așa, stai BMW-ul? Mamă, cum trage, stai așa, s-o luat mai aici. Să mă țină. Ține-te de... Asta e tracțiunea spate, nu? Nu, față. Ai, e de BMW de la mai... E de la mai nou. E de la capul cătuit. Mai uite la preview-ul ăla că... Ți-e frică, nu? Se vede bine, mă. Super amuzant, suntem niște car vloggeri de calitate. Dar sper bine să se vede mai mult partea stângă, să tu ești tu. Păi mă uite un stângă. Dar mai strâng. Păi am eu gâtul mai strâng, mamă, dar super amuzant acest BMW. Da, eu e tocul mai hazardat așa, dar de ce mergi tare cu ea, Dănuț? Păi ce, merg eu acum? Păi în general, pentru că consum de 8% la drum lung la motorul ăsta care este motor. 8% e combinat. No. Păi și anal. Dar nici n-am stat. Nici n-am stat să-i fac consum pe drum lung, nu cred că sare de 5. 5 un pic. Dar ce viteză maxim ai atins cu ea, Dănuț? Nu avem nevoie de detalii, doar așa, orientativ, ca să știi lumea că merită să cumpere acest cât model. Cât am mers eu cu ea? Bă, eu n-am forjat-o, dar... Max, nu am, 200. Nu am fost. Am dat la Logan 100, deci până. Ah, păi da, dar Logan e Logan. Haideți spune ceva despre, deci ce model este exact? 320 diesel sau da, 306? Așa. Motorul inter... de bine, este 163 de cai, nu l-am acolo la 177 care probleme. Așa, ce cod motor ăsta e? N97 ăla? 47. Nu mai știu, N47 parcă are. Niciun șmoc, nu rămâne în ele. Oricum era fără probleme, gen de 163 de cai. Păi și ce probleme știu că avea la 277 de cucite? Are distribuția în spate pe curea. Deci asta oare pe lans. Înțeles. O să urmăm sfaturile tale și aici o să oprim de tot, roata, ca să nu avem probleme cu poliția. Super amuzant. Bă, sincer, făcând o fii comparație... Așa, ai condus pe la 240, nu? 143. Facelift 390, 318. Ce an? 2009. 2009? Bă, nu știu să spun. Gen, comparație. Pentru că mult n-am mers cu ăla. Sincer, la interior era cam, nu știu dacă erau, ai navigația mare tu. El mi se pare că n-avea navigație mare. Interior nu e diferență decât, poate pe la butoanele astea pe aici, pentru că știu pe cineva care are facelift. Dar în rest n-are. Și tu ai LED-uri pe spate? Nu, n-am LED-uri. Bine, deci estetic, afară, da, farurile, capota. Tu ai magazie aici, bă. Da, am aici. Păi și nu știu, ia zi tu care e cel mai mare plusuri ale mașinii astea, dacă ar fi să, oricum o să-mi dau pot pune miniatura. Bă, frate, comparând anul, gen 2006, astea s-au fabricat din 2005. Așa, deci... Din 2005 până în 2007, la 2007 în sus, s-au făcut și alea 277 de cai, modelul ăsta, nu un facelift-ul, gen la fel ca ăsta. Doar că alea au probleme, astea sunt conceptul la 46, 46-le la, știi? Deci sunt după E46, gen... După E46, dar motorul cel bun. Versiunea de după E46, da. Exact. Și alea s-au stricat. Acum... Și nu uite, hai să zic așa, o...
La asta poate la mine nu i-a schimbat distribuția și nici nu m-a interesat cât e, dar e până în 15 milioane, îți garantez chestia asta. Și am pe cineva care și-a cumpărat modelul ăsta 2007, tot la fel, l-a luat la un preț mai bun. Mm-hmm. Am înțeles, vrei să-ți faci prieten. Nu, dar este numai de prioritate. Și l-a luat un preț mai bun și pentru distribuție a adus peste 30 de milioane schimb. Bă, nu, pe rupă. Păi, dar oricum BMW-ul oarecum e mai scump la întreține și la piese și la toate astea, zic da, eu. Nu știu. Adică așa știu acum că o fi, așa nu fi. Aici e cam nasol cu curba asta. Da, da. Tracțiune spate. Nu se fuge, zic eu, că nu se fuge. De unde știi, mă, de nu ți-ai încercat tu să te dai? Hai să apăs butonul ăsta, vrei? De ce? Să e butonul minune? Nu ai dat 5K în plus. Da? Doar atât? Da. E pentru atât nu mă risc. Și mai spune-ne, nu știu, de ce ți-ai ales fix BMW, uite? Fix BMW? Sau de ce fix modelul ăsta? Să vă zic, eu am 19 ani, da? Sunt începător, n-am un an de permis. Așa. Gen, toți din familia mea, deci am fost odată la generală sărbătoare și am fost la o masă, știi? Mm-hmm. Mai mulți din familie, toată lumea era împotrivă, știi? N-au împotriva BMW-ului sau? Da, ziceau, tata, nu-i cumpăra, nu merită, nu, adică... A, și tu ești din categoria aia, ți-a cumpărat tocmai mașina și acum te-ai ajuns. Păi hai să fim naturali. Bine, hai. Gen, că au fost împotrivă să nu-mi iau eu așa ceva, știi? Mm-hmm. Și mi-a luat fix și mi-a plăcut mie asta, mi-a plăcut mie fix modelul ăsta. Dacă nu, gen, găseam ceva ok și la bani și astea și nu mă încadram, îmi luam un E46 coupe. Da, mai dotat. Facelift-ul, da. Păi și ce dotări rezolvăți el asta care te-ar fi, nu știu, te-ar fi mulțumit la așa? La asta? Da. Nu am senzori. N-ai senzorul parcare, n-ai pilot parcă? Nu am pilot și trapă. N-ai piele. Da, piele, încălzire. Lasă-mă. Bine că pielea vara e nasol, bea iarna la fel că e rei. Da, fine, că am încălzirea, știi, care... Da, păi așa e și la mine. Și ventilație era... Și ventilație, deja la ventilație. N-ai de tu deci... ventilație și din 2009 sau 2008 de când l-ai... 2009, da, da, ideea e că nu știu dacă era pe 2009 ventilația aia ideea. Bine, se poate pune, nu e. Se poate pune, nu e problema asta. Nu, lasă să mergem mai în față ca să fie linia dreaptă, ca aici nu pot că vine curbă, dănuț. Nu mai dau un exemplu prost, ia uite, la 80 aruncă după 5 nu este structurată mașină, nu mișcă volanul și... Consumul de 5. Dacă ai avea, n-ai instant? Uite-l și a, stai că am uitat că la BMW 5. E... Da. 4. Vrei să ne arăți cum trage danut? Vrei să ne arăți mașina ta? Ia. Dar mai e aici. Mamă, mâncața, și ăsta e BMW de la de trage. Mamă, dănuț! Mamă, dănuț! Mamă, dănuț! Mamă, cum merge mașina asta? Cred că n-ați văzut un Golf 4. Cred că... Sincer. Ar trebui să conducem și un Golf 4 aici la talk show-ul nostru. Să ne spui și unul de câte minute filmezi, dănuț. Filmăm, adică... Te... Nu filmează. Ce, mă? O minute și 15. Uite aici o privirește de ansamblu foarte frumoasă. De ala ar trebui să fie Piteștiu? Da. Cred. Ceva. Aici, uite, este semn. Dacă ai tracțiune spate, o să te fure. Dacă nu te-ai prins. Nu, e semnul să tragi frâna de mână. Da. Uite, o să o las în frână de întors de nos ca să zrăcesc turbina și altfel. Poți să te bași pe aici și te întorci și mergi înapoi. Da? Coboară pe aici, dar nu știu dacă o să atingă, eu știu. Mergi în frână. A, gata, știu. Bă, dar ce ai tu la ambreiaj aici? Că e ceva pe care le simt la picior. Ce? Nu stiu ce, dar ai ceva în capăt. Înseamnă că te mușcă ceva de acolo. Ai scos caii, mă? Transpiră cai. Transpiră cai. Și aici e la stânga. La păscut. Aici ce? E faci stânga. Gata, te muzi aici, știu. Bine, nu trebuie să dai semnal aici. A, scuze, dar nu sunt de aici, mă, ce vrei? Păi nici nu sunt de aici. Hei, noi măcar suntem șoferi de BMW și avem și lichii de semnalizare. Că mă rog, eu nu sunt șofer. Nu, avem opțiune. Și aici, la stânga, nu? Da. Mamă, dar nu pot să-i dau aici să mă întorc de 4 ori pe ea? Mamă, nu știu, mă, să-i dau. Și nici n-aș vrea să știu. Da, are sunetul la specific BMW, nu știu, așa se vede turbina aia altfel, parcă. Super mașină, Dănuț, din partea mea e un da. Vă mulțumesc. Este o mașină perfectă pentru începători. Perfectă pentru începători asta? Da. Eu să-mi te joci cu curvele astea. Vreau să vă știu ce. Nu te dă, nu te fără niciodată așa. Dar cum? Vrei să ne faci nou un tutorial de cum să te fure de cur BMW-ul? Mamă, dar e foarte nasol drumul ăsta, gen... Mai spune-ne, Dănuț, nu știu, destul de experiență... Nu știu, câți kilometri ai cu el de când ai luat? Ce experiență ai avut cu acest BMW? De ce... Kilometri? Am...
peste 3000. Super șofer experimentat, așa? Cu asta. Nu știu, mă, mie nu mi s-a întâmplat ce înseamnă evenimente tari și astea. Cu mașina n-am avut nicio problemă momentan. Chiar n-am avut nimic, nimic, absolut nimic. Așa? Da. Bine, OS, cam asta ar fi. Dacă de mai ce mă oprești să nu vedem numărul de la mașină? Cine mă? Nu mă, pe am numere roșie, uitați. Bine, vezi, dacă aveți de spus ceva în apărarea voastră sau să nu joați pe Danut, sunt bă, liber. Să-mi dați subscribe dacă vreți să vedeți car vlog-uri. Să vedeți car vlog-uri cu BMW-ul, ar fi super amuzant, este un BMW foarte puternic. Și o să aveți toate detaliile în descriere, să ne dați like-uri pentru că am fost naturali. Te-ai ajuns de când e BMW-ul. Hai, sănătate, Doamne ajută!